Coadă la centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din municipiul Botoșani. Zeci de oameni așteptau dimineața să le vină rândul la imunizarea împotriva COVID-19. De teama bolii și a restricțiilor, botoșănenii au venit să se vaccineze. Cei mai mulți doresc să se imunizeze cu Johnson, dar sunt și numeroși botoșăneni care fac doza 3. În fața numărului tot mai mare de îmbolnăviri și a situației infernale din secțiile ATI din toată țara, mulți botoșăneni indeciși s-au hotărât să se vaccineze. De exemplu, dimineață, la centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Botoșani, zeci de botoșăneni stăteau la coadă pentru a le veni rândul la vaccinare. Am venit la vaccin și îndemn pe toată lumea să facă vaccin. Am făcut doza a treia, mă simt foarte bine. Copiii mei vin și eu, toți s-au vaccinat și acum își fac doza a treia, la ora două vin și ei. Și ne simțim foarte bine. Poftim? E aglomerat astăzi? Este foarte aglomerat, dar pentru sănătate merită ca să stăm. Toate asistentele sunt foarte drăguțe, totul e perfect. Toată lumea să vie să vaccineze. Trebuie să trăim, nu se poate. Să scăpăm de pandemia asta odată și odată trebuie. Prima doză, doamnă, domnișoară, doamnă. De ați ales să faceți vaccinul acum? Se întâmplă multe, am văzut la televizor și am ales să facem vaccinul. V-ați speriat ce ați văzut ce se întâmplă? Da, m-ai speriat. Ce să facem? Asta e. Ce să facem? De ce ați ales să faceți abia acum? Am avut o intervenție, am așteptat aproape un an de zile, după care am făcut analizele și am venit să o fac. Deci din motive medicale. Dar ați văzut ce se întâmplă în țară? Am văzut. Nu este. Mi se pare că anul trecut s-a făcut mai multă propagandă decât anul ăsta. Adică mi se pare mult mai lejer decât anul trecut. Din cauza aceasta. Adică anul trecut am fost mult mai înspăimântată. Cu Johnson, da. De ce ați aștepta până acum? Pentru că nu facem nici acum, dar dacă suntem obligați, asta este chestia. Nu te las să ieși din casă, nu așa după cumpărături, dacă te închide și eu singur și așa am. N-am făcut nimic. Și e mai mult obligat decât de bunăvoie. Spune că e la alegere, dar până la urmă obligat. Reprezentanții centrului de vaccinare spun că mulți botoșăneni preferă să se imunizeze cu vaccinul de la Johnson & Johnson, dar sunt și persoane care preferă Pfizer. Da, au venit mai multe persoane să se vaccineze cu vaccinul Johnson, având în vedere că este o singură doză, mai simplu de administrat. Ieri, de exemplu, spuneați că au fost foarte mulți. Da, ieri, în tura de după amiază, au fost mai mult de 200 de persoane pentru vaccinul Johnson. Și mai puțin pentru Pfizer? Mai puțin, da. Cum numărul celor care vin să se vaccineze a crescut foarte mult în ultima perioadă, autoritățile sanitare vor să înființeze un nou centru de vaccinare în municipiul Botoșani. Acesta va funcționa începând de săptămâna viitoare, la sala polivalentă, și va avea 3 circuite. Pentru a scădea presiunea pe centrul Gheorghe Asachi din municipiul Botoșani și faptul că numai ieri s-au vaccinat 1500 de persoane, am ajuns la concluzia că este necesar să mai deschidem un centru de vaccinare fix. Pe lângă maratoanele care le vom mai desfășura la nivelul județului Botoșani, las la sporturilor, unde vom avea 3 fluxuri cu toate cele 3 tipuri de vaccin, Pfizer, Moderna și Johnson. De asemenea, în weekend, Direcția de Sănătate Publică Botoșani organizează, cu sprijinul primăriei și al prefecturii, un maraton de vaccinare la mall. Botoșănenii vor fi imunizați cu Pfizer, Moderna sau Johnson & Johnson. Maratonul va avea loc sâmbătă și duminică între orele 10 și 19 și nu este nevoie de programare, anunță reprezentanții DSP.